înțelepciune. Biserica își cheamă fiii, adunându-i ca o mamă, să retrăiască momentul ca mister și nu ca dramă. Retrăind evenimentul, actualizând misterul, coborâm în inimi pace și în suflete tot cerul. Crucea în vremea aceea era armă de tortură. Erau răstigniți tâlharii condamnați cu multă ură. Însă, la plinirea vremii, ca un mare paradox, acest semn de umilință l-a acceptat și Hristos. El a devenit altarul unde s-a jertfit iubirea. Hristos, răstignit pe dânsa, răscumpără omenirea. Noi ce am urmat pe Domnul purtând semnul Sfintei Cruci, facem mereu anamneză a momentului de atunci. Deci ne amintim cum Domnul, intrat în Sfânta Cetate, imediat după sărbare, a fost condamnat la moarte. Pe atunci, Palestina nu mai era suverană, făcea parte din Imperiul pus sub curia romană. Nimeni nu putea să facă judecată în popor decât cel trimis de Roma, numit ca guvernator. De aceea fariseii, după ce au ținut sfat, legându-și concetățeanul, l-au dus la Ponțiu Pilat. Iată din nou paradoxul, cum eternul creator stă legat la judecată ca un mare trădător. Deși cunoscut de dânsul, acesta l-a întrebat: de ce te-au adus la mine? Oare ești împărat? Tu zici, a spus condamnatul și apoi el a tăcut. Deși toți din jur strigară, acuzându-l tot mai mult. Dregătorul, văzând zarva și tăcerea lui Iisus, s-a spălat pe mâini îndată și apoi așa a spus: nu găsesc în el vreo vină ca să fie condamnat. Dacă voi aveți vreo lege, judecați-l imediat. Da, răspunsul iau iudeii, după sfânta noastră lege, omul acesta trebuie să moară ca tâlharul fără de lege. Auzind guvernatorul felul lor de a gândi, s-a înspăimântat amarnic și a început a se învoi. A poruncit să-l îmbrace cu o hlamidă de ocară, cu spini a încoronat capul și apoi l-au scos afară. Prezentându-l la mulțime ca să-l batjocorească, ecce homo, zise dânsul, cum să răstignesc eu oare pe al vostru împărat? De ce nu-l recunoașteți? Întrebatu-i-a Pilat. Nu-l cunoaștem pe acesta și nici n-acceptăm pe altul. Doar cezarul de la Roma ne e nou împăratul. Și Pilat, văzând gâlceava și mânia omenească, a semnat atunci sentința și l-au dat să-l răstignească. Iisus primi sentința, iar judele din ură dădu ordin ca să moară pe o armă de tortură. Sentința promulgată în 12 Nisan s-a pus în aplicare prin igemoni romani. Legară osânditul și-i pun pe spate o cruce. Iisus, slăbit și firav, abia o poate duce. Nu era greu doar lemnul, ci murdăria lui, adică tot păcatul și viciul omului. Bătut, împins cu sila, blândul păstor își duce nu crucea lui, ci a noastră, ascunsă într-a lui cruce. Mergea încet stăpânul, iar urletele lor au străbătut prin veacuri, ecou asurzitor. Când el cădea adesea sub greaua lui povară, soldații îi dădeau palme și vorbe de ocară. Și cum din nou căzuse și nu s-a ridicat, el fu lovit amarnic cu un bici de un soldat. Simțind aspra durere, Iisus pornește iar, săltând din nou povara pe umeri spre calvar. În ultima sforțare, trei pași mai izbutește. Oftează, se încordează și iar se prăbușește. Atunci igemonul găsește un trecător pe care îl silește zicând poruncitor: ia-i crucea de pe umeri acestui osândit, că se termină ziua și trebuie răstignit. Și Simon din Cirene ia crucea sa pe umeri, o duce pe Golgota în vremea aceea vineri.
În Simon din Cirene s-ascunde figurat tot omul de pe lume cu sufletul curat. Prin Simon înțelegem că viața de aici e drumul spre Golgota, un drum bornat de cruci. Când porți pe umeri crucea ta gândind la cel de sus, se regăsește în a mea și în cea a lui Isus. Deci fiecare în felul său să-și poarte crucea sa, căci toate crucile în buchet se înfig pe Golgota. Când Iisus fu răstignit pe cruce, El murind, El răstignea a noastre cruci, căci El murea iubind. Mulțumesc, credincioși, pentru a înțelege sensul profund al acestui poem. În al preasfințitul a alcătuit și un comentariu, căruia îi voi da citire în cele ce urmează. De la bun început trebuie precizată semnificația cuvintelor Hristos ca etalon al nostru, așa cum apare în prima strofă a poemului. Hristos ca etalon al nostru este cel care îți dă posibilitatea și puterea de a purta propria cruce. Crucea fiecăruia dintre noi a fost purtată în sens obiectiv de către Hristos. Deci ușurința cu care noi putem purta crucea izvorăște din asumarea concomitentă cu împlinirea iubirii lui Dumnezeu și a aproapelui. Hristos ca etalon este stadiul de stabilitate dinamică al iubirii. Etalonul acesta absolut este un etalon persoană, nu este un etalon abstract, ambigu și impersonal. Etalonul este persoana însăși, este iubirea însăși. Etalonul iubirii nu presupune capăt sau final, dar nici efort descurajant și lipsit de rezultat. Garanția reușitei e data de luarea crucii. Viața noastră pământească, se spune în poem, înseamnă purtarea crucii, împlinirea cele mai importante porunci. Urcușul spre etalon din viața pământească este cel care obișnuiește o bucuria ușului nelimitat din cer. De aceea se spune în prima strofă, calea către mântuire este un pornat de cruci. Pentru că drumul, sensul strict al termenului, presupune un mijloc terestru de acces către ceva sau către cineva. Calea însă este altceva. Calea este cea la care trebuie să ajungem prin drumul nostru. Hristos a spus foarte clar: eu sunt calea, adevărul și viața. Nu a spus: eu sunt drumul, adevărul și viața. A spus: eu sunt calea. Deci calea către mântuire este bornată de semnul Fiul omului. Este bornată de cruci. Pe drumul tău către Hristos ți se amintește permanent că Cel spre care mergi a fost cu tine, a suferit ca tine, ba chiar infinit mai mult decât tine. În drumul tău spre cale ți se amintește permanent jertfa, crucea Domnului. Crucea este borna care îți conferă încrederea și siguranța drumului corect. Este borna care îți confirmă corectitudinea traseului tău, adică faptul că nu ești rătăcit, că nu ești o oaie pierdută din turmă. Drumul bornat de cruci este drumul presărat cu garanții ale iubirii. Crucile prezente pe drumul vieții sunt de fapt întâlniri ale pelerinilor spre cer cu Cel care s-a jertfit pe cruce. El îți dă curajul de a continua spre calea desăvârșirii prin împlinirea cele mai sfinte dintre porunci. Deci cele mai sfinte porunci, sfințenia este cea care dă caracterul maxim al poruncii. Sfințenia este cea care face ca porunca supremă să nu aibă capăt sau final. Iubirea de Dumnezeu este proces veșnic, de aceea se spune în versuri: cea mai sfântă dintre porunci și nu cea mai mare dintre porunci. O atotputernicie nesfântă nu-mi garantează nimic. O lipsă de concordanță între ființă și voință poate naște oricând o entitate destrugătoare. Dar când relația este una de iubire, atunci împlinirea ei nu poate fi decât o poruncă sfântă. O poruncă care poate rămâne neîmplinită, așa cum și sfințenia poate rămâne neatinsă de către cei care nu și-asumă crucea. Dacă parcurgi corect drumul pământesc bornat de cruci, ajungi pe calea cea adevărată. Însăși calea a parcurs drumul spre ea. Din iubire pentru cei care zăceau prin propria lor abatere,
pe un drum fără ieșire, însăși calea, adevărul și viața a parcurs drumul crucii, adică al jertfei, al iubirii, adică drumul ei, drumul iubirii pentru om. Însuși absolutul a parcurs acest drum al robilor. Viața pământească este urcuș spre eschaton, se spune în poem. Urcuș în care omul se agață de crucile înfipte în pământ. Bornele de cruci sunt fixate și imposibil de smuls, pentru că cele care le țin sunt piroanele lui Hristos, care a fost țintuit pe cruce. Pe fiecare bornă scrie Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, iar kilometrajul se împuținează în funcție de apropierea tot mai mare de începutul adevăratei vieți. Acolo, în adevărata viață, autonomia fiecăruia dintre cei care și-au asumat crucea va fi nelimitată, va fi alimentată la nesfârșit de transfuzia de iubire din partea celui spre care înaintezi. În versul se înțelege atât asumarea crucii, cât și asumarea căii. Cel care își asumă calea și îl asumă pe însuși Hristos, care a mers pe drumul crucii, el fiind însăși calea. Deci, și îl asum pe cel care știe cel mai bine drumul spre el însuși. În mijlocul lui răpciune se cinstește Sfânta Cruce cu multă înțelepciune, se spune în poem. Deci nu se spune cu multă evlavie, ci cu multă înțelepciune. Evlavia este cuprinsă, dragii mei, în înțelepciune. Când cinstești ceva cu înțelepciune, înseamnă că îl cinstești corect. Înțelepciunea este garanția corectitudinii și a înțelegerii sensului cinstirii crucii. Evlavia simplă și singură de multe ori nu produce decât o cinstire mecanică, fără asumarea sensului și valorii celui pe care îl cinstești. Însă înțelepciunea garantează capacitatea asumării și valorificării crucii pe care o cinstești. Deci a cinsti crucea cu multă înțelepciune înseamnă să o cinstești și prin curajul de a o duce în caz că o ai. Cinstește-o prin efortul de a o purta în spate așa cum a purtat-o înțelepciunea care s-a răstignit pe ea. Asta se înțelege prin cinstirea crucii cu multă înțelepciune. Să o cinstești nu numai verbal, ci după modelul celui care ne-a învățat nu cum să eviți suferința, ci cum să o suporți cu ușurință. Ușurința izvorăște din cel care a preluat el însuși greutățile crucii, care o făceau imposibil de purtat. După acest fapt, crucea nu mai este pentru nimeni imposibil de purtat. Biserica își cheamă fiii adunându-și ca o mamă să retrăiască momentul ca mister, ca mister și nu ca dramă. Retrăirea momentului ca mister și nu ca dramă, cum se spune în poem, înseamnă, dragii mei, conștientizarea strânsei legături între conștiința lui Hristos și suferința lui. Să retrăiești momentul crucii ca mister înseamnă să înțelegi că suferința lui Hristos era direct proporțională cu conștiința sa. Câtă conștiință, atâta suferință. La asta se referă versurile, nu lemnul era greu, ci murdăria lui. Dacă retrăiești crucea ca dramă, înseamnă că doar suferința fizică, bătăile, scuipările, sângele sunt cele care te marchează. Atunci riști să cazi într-o compătimire a lui Hristos prin care i-ai fi dorit un sfârșit mai socratic, mai puțin brutal. Când se pune pe primul plan dimensiunea sacramentală și nu cea dramatică, atunci, de fapt, retrăim taina jertfei. Taina prin care Dumnezeu cel atotputernic și-a ales drept tron al său crucea. La plinirea vremii, ca un mare paradox, acest semn de umilință l-a acceptat și Hristos, spunem în poem. E foarte important și faptul că în versuri se folosește verbul retrăim. Deci nu se spune comemorăm, ci retrăim. Misterul crucii, dragii mei, se retrăiește, nu se comemorează. Retrăiesc exact ca și cum aș mai fi trăit odată acel fapt, pentru că răscumpărarea are dimensiune recapitulativă. De aceea retrăiesc, pentru că Hristos atunci i-a recapitulat pe toți în sine, inclusiv pe mine, care trăiesc acum după înălțarea sa. Conștiința întregii omeniri era purtată de Hristos, conștiință în care mă regăsesc de fapt și eu. De aceea retrăiesc și nu comemorez crucea.
nu comemorez drama, ci retrăiesc misterul actualizându-l. Îl actualizez retrăindu-l în timp ce el își păstrează neștirbit caracterul de mister. Purtându-l pe Hristos, port crucea. Părintele Stăniloae spunea în acest sens, crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate transforma lumea în paradis. Iar Sfântul Teodor Studitul spunea că cine fuge de cruce, fuge de fapt de Dumnezeu. Coborâm în inimi pacea și în suflete tot cerul, pentru că pacea este starea de siguranță a sufletului. Când pacea coboară în inimi, cerul imaterial coboară în sufletele imateriale. Imaterialitatea cerului în care se află împărăția este direct legată de suflete. Ca detaliu istoric se spune în versuri că Palestina de atunci nu mai era suverană, făcea parte din imperiu pus sub curia romană. Omenirea, în schimb, era sub suveranitatea propriului eșec primordial. Ea făcea parte din imperiul pomului cunoștinței binelui și răului. Omul cunoștea foarte bine spinii și pălămida pe care le rodea pământul și cu care se confrunta într-o luptă permanentă de supraviețuire. Deci pe atunci Palestina nu mai era suverană, așa cum nici omenirea nu mai era așa cum fusese înainte de căderea în păcat. Palestina era sub Pax Romana, omenirea era sub Pax Libertatem. Desigur, o libertate pervertită, un libertinaj. În versuri apare problema paradoxului prezentată mai multe nuanțe și imagini, tocmai pentru a reliefa caracterul tainic al momentului. Avem paradoxul acceptării semnului de umilință de către Hristos, apoi paradoxul prin care eternul Creator stă legat la judecată ca un mare trădător, cum se spune în poem. Se pare însă că cei de atunci nu prea simțeau cu inima, ci mai mult gândeau cu mintea, mintea cea care cunoștea binele și răul. Foarte interesante sunt versurile în care se spune, auzind guvernatorul modul lor de a gândi, s-a înspăimântat amarnic. De cei mai mult gândeau, nu prea simțeau nimic. Absolutizarea rațiunii poate produce variante extrem de inventive de condamnare, chiar și a lui Dumnezeu. Inima nu. Absolutizarea inimii nu duce decât la iubire, dragii mei. Pilat l-a dat să-l răstignească după constatarea mâniei și a gâlcevei. Și Pilat, văzând gâlceava și mânia omenească, gâlceava mânioșilor era producătoare de moarte. Gâlceava mânioșilor e mult mai periculoasă decât mânia certăreților. Simon din Cirene, trecătorul cel silit să-i ducă crucea lui Hristos, ajută inconștient la purtarea greutății crucii universale. Poate că el și-a dus chiar părticica sa de cruce ascunsă în crucea lui Hristos. Versurile spun clar că nu crucea lui, ci a noastră ascunsă într-a lui cruce o ducea Hristos. Crucea purtată cu gândul acel de sus se identifică cu cea a lui Hristos și a oricărui aproape al meu în care se află chipul lui Hristos. Toate crucile în buchet se înfig pe Golgota. Atât de frumos se spune în poem. Deci Golgota e ca o vază cu flori, care trebuie permanent să aibă apă pentru a întreține florile din vază. Apa vieții este cea care ține florile în viață. Uscarea florilor din vază are echivala cu uscarea crucilor de pe Golgota. Ele stau mărturie pentru iubirea lui Dumnezeu care s-a jertfit. Ele nu pot fi uscate decât de suflul Duhului Sfânt, care nu face altceva decât să usuce sângele lui Hristos de pe cruce, pentru a rămâne mărturie pe vecie pentru iubirea lui Dumnezeu din crucea fiecăruia. Crucile înfipte în dealul Golgotei rodesc pentru că au la rădăcini apa cea vie, pe care o dă cel care a răstignit pe crucea sa crucile noastre ale tuturor. Iar răstignirea El răstignea a noastre cruci, căci El murea iubind, se spune în poem. Cine poate să moare iubind înseamnă că moare spre viața cea adevărată. Deci murea iubind nu iubea murind. Moartea în iubire înseamnă veșnicia iubirii și a vieții. Iubirea în moarte este un nonsens. Deci Hristos în iubirea sa a mers până la moarte. Iubirea nu există decât în viață. Iar noi am recăpătat viața veșnică și deci iubirea veșnică. Viața și iubirea veșnică sunt cele care se regăsesc în calea la care ajungem prin drumul pământesc
bornat de cruci. Să nu uităm că după cuvintele Sfântului Atanase cel Mare, Mântuitorul a ales crucea, fiindcă astfel se moare cu mâinile întinse. El s-a sfârșit îmbrățișându-ne pe noi toți. Amin. Iară și iar în pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păzis, e slavă mulțumită și închinăciune să-Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Căci a slujiție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru toate lucrurile cele. Dar totuși, Doamne, pentru iubirea Ta de oameni cea de negrei și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, Te-ai făcut om și arfele al nostru Te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă aceste jertfe de ucige și fără de sânge. Numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel care șezi pe tronul Heruvimă și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Ești singur sfânt și într-o sfinț Te odihnești. Deci pe Tine Te rugăm, Cel ce singur ești bun și binevoitor. Caută, Doamne, spre mine păcătosul și nevrednicul Domnul și încurățește sufletul și inima de cugetele viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Duhului Sfânt. Să stau înaintea Sfintei Tale mese să jertfesc Sfântul Preacurat de Tău și scumpul Tău sânge. Căci la Tine vin plecând în grumaje și măruție, să nu întorci fața Ta de la Tine. Mi se mai lipesc dintre slujitorii Tăi, ce binevoiește, Doamne, să-ți fie aduse dar de aceste pe mine păcătosul și nevrednicul Tău. Că Tu ești Cel ce aduci, Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoase, Doamne. Ție slavă în Ațel împreună și Cel în fără Rege de Tatăl Tău, prea Sfântul și Domnul și de viață, Păcătorul Tău, acum și pururea și vece vecele. Amin. Noi care Te eruvim, cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, întrei sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Tuturor să-L iubim pe Cel înconjurat în chip în nevăz, de ce trângerești, aleluia, aleluia, aleluia. Noi care Te iubim, cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, întrei sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Noi care pe Heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, între sfântă cătare aducem, toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Ca pe împăratul tuturor să le fim pe cel înconjurat în chip în nevăz, de ce trăi îngerești? Aliluia, aliluia, aliluia! Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, binecuvântați-ne la peste. Yeah.
cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna și pururea și în vecii vecilor. Pe înalt preasfințitul Părintele nostru, Arhiepiscop Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și al Băcăului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari oracilor și ai satelor, și armata poporului nostru român să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și frații noștri, preoții, românași, rodiaconi, diaconi, mănași și mănahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru cei care s-au adus vii și adormiți pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Victitorii și binefăcătorii acestui sfânt lăcaș, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miro Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Miro, Iosta, ajutătorii români, tot timpul și toate locurile care s-au zis pentru câmpul de luptă în lagări și în închisori, pentru părerea patrii credinței strămoșești, pentru tot geamul românesc creștin, pentru libertate și demnitate poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți dremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Arhieria voastră să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Yeah.
Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri care sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră în ea Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, părământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, Sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Îngerul de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cere. Creștinesc vieții noastre, fără dureri neînfruntate, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care bine ești cuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Pace tuturor! Pe alții ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăiemea cea de o ființă și ne despărțită. Ușile, ușile, înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă în pace o aduce. Mila păcii!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Să vă minimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului. O vrednice. Și cu dreptate este ascultație pe tine, te binecuvânta, pe tine te lăudată, ți-ați mulțumit. Ți-ai închinat un lucru stăpânirii tale, cu căci Dumnezeu nostru ne grăină, cu Hristul Dumnezeu nostru și Dumnezeu nostru. Cu Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt, tu din ființă la ființă ne-ai adus pe noi. Și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcutele pe cele sfânt cer și legurile de părinților tău cel Sfânt. Pentru toate acestea, îți mulțumim, Doamne. Ție și unul i-a născut Fiului tău și Duhul tău cel Sfânt pe toate bucurești pe care îi ești. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, 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 Domnul Sabaot, bine este cerul și pământul de slavă ta, Osana în cer Iisus. Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, Osana în cer Iisus. Cu aceste fericite puteri și numele de oameni, stăpâne, strigând și grăind. Sfânte și preasfânt, cu jurul născut Fiul tău și Duhul tău cea Sfânt. Sfânte și prea Sfânt și slava te este plină de măreție, că tu ai iubit lumea atât de mult, că pe unul născut Fiul tău ai dat ca tot ceea ce crede și să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată îngheala pe care noi primim. Sau mai degrabă, Iisus a dat pe sine pentru viața lumii. Pâinea cu Sfintele prea curate, fără priha lumele sale, mulțumesc și binecuvânte, sfinții și frângând, a dat Sfinților Săi ucenicii și apostozic. Osana pentru cei nesos. Luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și paharul după cine zicând. Amin. Bezi dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu, alege cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toate care dăm pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea cea de-a trecut, de înălțarea la cerul de sână, cea de-a dreaptă, cea de-a noastră, de iarăși venit. Ale tale, dintr-o ale tale, ție se aducem de toate și pentru pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție îți mulțumim și ne rugăm, Dumnezeul nostru, Doamne, cel ce ai trimis ce prea Sfântul Dumnezeu, la treizea apostolului tău, pe acela bunul nu a de la noi, cele noi și nouă, ce ne rugăm să-i. Mă curată să-i dea și pe noi Dumnezeu, așa cu dreptă noi și atunci.
cel dinăuntru ale noastre. Doamne, Cel ce ai trimis pe prea sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acelea bunule nu lua de la noi, ci ne înnoiește nouă celor ce ne mântuiește. Lepădat de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu îl lua de la noi. Doamne, Cel ce ai trimis pe prea sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acelea bunule nu lua de la noi, ci ne înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Încă facem această slujbă cu credătoare și credeți și te chemăm, te rugăm. Binecuvântați în altă asfântă stăpânesc pe Tatălui. Și fă adică pâinea aceasta cinstită al Hristosului. Amin. Binecuvântați în altă asfântă stăpânesc pe Amin, binecuvântați în prefăcându-le expozitorul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Eu astăzi să vă mulțumesc pe noi, să fie și celor ce se vor împărtășiți pe trezirea sufletului. Spre tare păcat, spre plinirea părății cerului, iar spre ridicată sau spre osânde. Încă aducem ție această slujbă cumătătoare pentru cei adorâți în dreapta credință, strămoși, părinți, patriarhi, voștri. Apostol, propovăduitor, evanghelist, mărturisitor, pusnic, pentru tot sufletul cel drept care se vrăjește în dreapta credință și pe noi, pe toți, pomenește. Să nu oprești pentru păcatele lor, marul prea Sfântul Duh, de la darul ce sunt păsănic. Pomenește, Doamne, toți preoții din eparia noastră, încredințați spre păstorire, credincioșii noștri, toți preoții de față cu familiile lor, cei care se roagă împreună cu noi și la cerul să ne rugăm pentru noi. Comunește, Doamne, pe toți și pe toate. Și a mea nevrește să ne crește. Înviește cel de fost greșit, că deși ca oameni am greșit. Totuși, având credință, crede tine pe noi. Ne dăștuiești toți să și plinească cererea lor ca să vezi pe băiatul acea sfântă. Tămâie să aducem ție, Hristoase, Dumnezeu. Mai ales pentru prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria. Rai de taină ești
de iubitor de oameniță, credință, toată viața și nădejdea noastră, cerem și ne rugăm și pomenință că de rugăm din cești care să ne împărtășim. Având cuget curat cu cereștere și frâșitoare taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese spre iertarea păcatelor, spre iertarea de greșelilor noastre, spre împărșatul Dumnezeu. Doamne! Pe nou preasfințit Părintele nostru Daniel, Patriarhul României, pe înalt preasfințitul Arhiepiscopul Mitropolitul nostru Teofan al Moldovei și Bucovinei, pe care dăruiește Sfintele tale biserici în pace cinstit, sănătoși îndelungată în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, și pe înalt preasfințitul Părintele nostru Arhiepiscop Ioachim, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, sănătos, întreg, cinstit, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Sfinții pomenindu-i iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri care s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a aprit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de până mireasmă duhovnicească, să ne trimită și nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, este miluiește! Credință-L toată viața și nădejdea noastră. Noi și cerem și ne rugăm și cu menință că vrem înaintea Ta, și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, spre lăsarea păcatelor noastre, spre iertarea greșelilor noastre, spre iertarea greșelilor noastre, spre moștenirea și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne împrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezem a te chema pe Tine, Tată, Dumnezeu cel ceresc, și să zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi dăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Capetele voastre, Domnului, ție, să le plecați. Și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău,
cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aminte, Doamne Iisuse Hristoase, să luăm aminte Sfintele Sfinților. Bunul Domne Iisus Hristos, într-o mărerea Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Dumnezeului ceresc, aleluia.
Aleluia, că în veac e mila lui, Aleluia. Luna și stelele, vezi stăpânirea nopții, Aleluia, că în veac e mila lui, Aleluia. Celui ce a despărțit Marea Roșie, în despărțitul, Aleluia, că în veac e mila lui, Aleluia. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău
și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, de nespărțitei sfintei trăim, închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Drept primind Dumnezeieștile, Sfințele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Pace să ieșim într-un numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoba casei Tale. Tu pe aceștia preamărește cu dumnezeiască puterea Ta, și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dorește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n veac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n veac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n-via. Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al Său har, cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amen. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preaputernice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu ale sfinților, slăviților și întotdeauna lăudaților apostoli, cu puterea cinstită de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu ale Sfintei Mucenițe Ariadna și a celor dinpreună cu dânsa, a căror pomenire o săvârșim noi astăzi, cu rugăciunile Sfinte Cuvioase Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești, ocrotitorii Sfintei noastre Eparhii, cu ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și cu ale tuturor sfinților să ne minuiască, să ne mântuiască pe noi,
la un bun și de oameni iubitor. Amen. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amen. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În al preasfinția voastră, în al preasfințite Părinte Ioachim, distinse autorități locale, stimate domnule primar al comunei Iasău, distinși domnilor primari ai orașelor Comănești, Dărmănești și Slănii Moldova, preacucenii și preacuvioși părinți, iubiți credincioși, astăzi este zi de mare bucurie duhovnicească pentru comunitatea credincioșilor de aici, pentru enoriașii parohiei Părtiniș și, desigur, pentru Părintele Paroh, Părintele Cristian. Este zi de mare bucurie pentru că astăzi ei văd încununată munca lor, osteneala lor, efortul pe care l-au depus de-a lungul mai multor ani pentru a înălța această prea frumoasă casa lui Dumnezeu, o adevărată poartă a cerului, cum spunea în al preasfințitul părintele nostru Ioachim în cuvântul de învățătură. Bucuria de astăzi a fost amplificată de prezența în al preasfințitului Părintelui nostru Ioachim în mijlocul nostru, alături de noi, la acest ceas de mare sărbătoare. A găsit loc în agenda foarte încărcată în al preasfinției sale și iată, a binecuvântat, a sfințit această lucrare minunată a credincioșilor de aici, cum spuneam, de la Păltiniș. Vă mulțumim în al preasfinția voastră pentru faptul că ați venit aici în mijlocul nostru și ne-ați bucurat, ne-ați onorat și în același timp ne-ați binecuvântat atât pe noi preoții cât și pe credincioșii noștri. Vă mulțumim de asemenea pentru toate pe care le faceți în această demnitate la care v-a chemat Dumnezeu și pe care o slujiți cu atâta dragoste și cu atâta pricepere. Și vreau să vă spun că Arhiepiscopia noastră, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, este considerată acum ca fiind una din cele mai dinamice din cadrul Patriarhiei Române. Nu mai departe de proiectul eparhial, social, filantropic, cultural, educațional, inițiat și desfășurat în eparhia noastră de 4 ani de zile, lăsați copiii să vină și la mine și nu-i opriți, este un cel mai amplu proiect de felul acesta din cadrul Patriarhiei noastre. Nu mai departe decât anul acesta, la început de an școlar, aproape 4.000 de copii au primit ajutor sub diferite forme pentru începutul anului școlar. Pentru că acest proiect eparhial inițiat, având binecuvântarea în al preasfințitului părintelui nostru Ioachim, are în primul rând drept menire să oprească abandonul școlar. De aceea vă mulțumim pentru această lucrare minunată și, desigur, pentru faptul, cum am spus, că sunteți alături de credincioșii parohiei Păltiniș la acest ceas de mare sărbătoare. În al preasfinția voastră, iubiți credincioși, Sfânta Tradiție consemnează faptul că Zacheu Vameșul, cel care l-a cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos, l-a întâlnit, l-a văzut urcându-se într-un copac, n-a contenit să mulțumească lui Dumnezeu și să se îngrijească de pomul care l-a făcut, l-a ajutat să-l vadă pe Mântuitorul Iisus Hristos și să-l cunoască pe Mântuitorul Hristos. L-a udat în continuu, chiar dacă acel pom, la un moment dat, fiind înaintat în vârstă, o mare parte din el se uscase. Și vecinii, prietenii săi, îl întrebau la cel mai us, dacă vezi că s-a uscat. Iar el spunea, cum să nu-l ud, cum să nu-i mulțumesc celui care m-a ajutat să-l întâlnesc, să-l cunosc pe Hristos, Dumnezeul meu, Mântuitorul sufletului și al trupului meu. Dragii mei, copacul lui Zaheu, pomul lui Zaheu, este pentru noi astăzi, credincioșii, Sfânta Biserică. Cea în care îl întâlnim,
pentru prima oară pe Hristos. Ne îmbrăcăm cu Hristos prin taina botezului și totodată ne unim cu Hristos prin sfânta taina Euharistiei. Asemenea lui Zacheu, în al preasfinția voastră, și credincioșii de aici și părintele paroh Cristian au udat cu sudoarea frunții lor temelia acestui sfânt locaș. Și iată, prin sudoarea frunții lor au făcut să răsară acest pom al mântuirii noastre, acest rod minunat, această casă a lui Dumnezeu, care de acum înainte se va adăuga la cele pe care le avem în patrimoniul Arhiepiscopiei noastre. Drept urmare, noi am propus și în al preasfinția voastră ați acceptat și ați dat binecuvântare și vă mulțumim pentru aceasta, ca acum la ceas de sărbătoare să oferim părintelui paroh, părintelui Mihai Cristian, distinția prevăzută de către statutul Bisericii noastre Ortodoxe Române, aceea de iconom stavrofor. De aceea vă rugăm în al preasfinția voastră și iubiți credincioși, ca în cele ce urmează, părintele diacon să dea citire acestei gramate chiriarhale prin care se cosemnează acest fapt pe care l-am amintit. Gramată chiriarhală. Noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții care își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția statornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici care își împlinesc cu hărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească, să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească, hotărâm preacucernicului preot Pădureanu Mihai Cristian de la parohia Schimbarea la Față Păltiniș, protopopiatul Moinești, județul Bacău, să îi se confere rangul onorific de iconom stavrofor, cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144, litera C, din statutul de organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Se înmânează acest act, întărit cu sigilul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, astăzi, anul Mântuirii 2016, luna septembrie, ziua 18, ca semn de recunoaștere a vredniciei sale în activitatea pastoral-misionară desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-L întărească într-o slujire a Bisericii lui Hristos. Semnează înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Poruncește! Porunciți înalt preasfințite Părinte spre robul lui Dumnezeu, Părintele Mihai Cristian Pădureanu, preot paroh al parohii Schimbarea la Față, din a său care se vi se aduce înaintea, în al preasfinției voastre, pe a fi hirotesit iconom stavrofor. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce toate cu înțelepciunele economisești și prin economia ta ce de după trup ai lucrat mântuirea noastră, Cel ce pe înțeleptul econom care bine a economisit l-ai lăudat ca pe un stăpân al casă, binecuvintează pe robul tău acesta, preotul Mihai Cristian, spre a se face iconom stavrofor și îl împuternicește pe dânsul și îl întărește ca într-o credință, în înțelepciune și cu bună plăcere să-ți economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucuria celor ce bine au întreprinsat talanții. Cu rugăciunile prea binecuvântate născătoare de Dumnezeu ale Sfântului Slăvitului Apostol și biruitor mucenic Barnava, ale tuturor sfinților tăi, că s-a sfințit și s-a preamărit într-o tot ce este de mare cuvință în numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Să luăm aminte. Smerenia noastră, prin harul întru tot Sfântului Duh, te prohirisește pe tine, preacucernice preote Mihai Cristian, iconom stavrofor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Vrednic este? Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Dignus ies, dignus ies, dignus ies. Vrednic este? Vrednic este. Axios, axios, axios. Vrednic este? Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Doresc cu acest prilej să nu uităm pe doamna preoteasă pentru faptul că părinții noștri care sunt angajați în viața misionară a bisericii, ei au familii și evident că familia devine modelul familiilor comunității respective. Aici avem de față o familie deosebită de preot cu doamna preoteasă, cu copilaș și el, preotul, devine un fel de părinte de două ori, părinte al credincioșilor din punct de vedere spiritual, cărora le acordă paternitate spirituală și părintele copiilor săi și cazul de față încă o dată le evidențiem că ce-a știut să adune la un loc, să țină ca și cloșca care își adună puii sub aripi, așa părintele parou care i-am încăruia, i-am credințat această misiune grea de a constitui biserica, cum vă spuneam de dimineață, de suflete și biserica de zid. Evident că el, cum oarecând Manole, a zidit în zidul mănăstirii Argeșul, după tradiție, că pe Ana, soția sa, dar aceea este o imagine. Nu vă închipuiți că Ana a fost într-adevăr zidită în zidul mănăstirii Argeș, cum și aici, nici cum. Dar pentru faptul că preotul și cel care construiește o zidire sfântă pune toată ființa sa, pune viață în fiecare cărămidă și fiecare obiect care se adaugă acestei zidiri, deci ca și cum își pune ce are mai scump și ce are mai scump, soția, copiii, căci aceasta de fapt vrea Dumnezeu să dăruiască viața noastră, să ia viața noastră, că e ne-a dat un dar. Ei bine, iată că Manole de fapt este Emanuel. Căci s-a cântat acolo această casă, Fiul, Tatăl și Duhul Sfânt, o a zidit, o a înnoit, a mântuit sufletele noastre. Deci iată că Manole, de fapt, vine de la Emanuel. Dumnezeu lucrează prin mâinile noastre. De aceea, doamnă preoteasă, vă oferim această icoană în semn de prețuire și de dragoste față de misiunea care o acordați față de preotul statului, față de soțul matale și atât și copil frumos aveți și cu celălalt. Și bineînțeles, această icoană este cuvioasa Parascheva, care de fapt o aveți aici totdeauna. Această icoană trebuie să fie așezată în casele fiecărui creștin. Mai ales cei din Eparhia Romană, ați auzit că Părintele Protopop nu a lipsit în apolisul de la liturghie pentru rugăciunile cuvioase Parascheva și a Sfântului Antipa de la Carapodești. Sunt sfinții protectori ai eparhiei noastre, de aceea fiecare creștin i-o dau sfat ca să aibă icoana aceasta care este ca și Maica Domnului, cea care este pictată, veniți la Roman și o veți vedea pe pereții din interiorii catedralei arhiepiscopale, zidită în 1550, și de atunci s-a pictat această icoană și noi am reprodusă să o oferim și să dăm posibilitatea credincioșilor să o procure de la magazinul nostru bisericesc care este aici și împreună cu noi. Doamna preoteasă, puneți-o undeva în colțul acasei și vă închinați cu acatistul care îl cunoaște de la Sfânta Parascheva și bineînțeles că mai aveți și alte icoane, nu? Asta devine principală și cea mai importantă
Și atunci lăsați-o acolo până ce voi eu înapoi. Nu voi pe nici. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă binecuvinteze. Părinte, Neisa. Înalt preasfințite părinte, părinte protopop, dragi părinți și diaconi, iubiți credincioși și dragă adunare, este o binecuvântare pentru satul acesta să vă avem în mijlocul nostru și chiar mai adineauri spuneam, când unul dintre părinți, mai în glumă, în serios, îmi reproșa că faci kilometri asta. Este un moment binecuvântat și este și o încununare a eforturilor, a rugăciunilor care s-au făcut în satul acesta de a ridica acest sfânt locaș, un tabor al credinței noastre ortodoxe strămoșești și de a vă avea în mijlocul nostru ca un părinte care ne dăruiți atâtea bucurii să ne sfințiți sfânt locașul acesta care într-adevăr este încununarea a unor oameni simpli, a unor oameni care și-au dorit să aibă biserică în satul lor. Mulțumim pe această cale celor care au fost alături de noi, autorităților locale, domnului primar al comunei Iasău, mulțumim domnului primar al comunei Comănești care ne-a ajutat cu această scenă, al orașului Comănești, care ne-a ajutat cu această scenă și cu corturile în care am pregătit bucatele alese pentru cei care ne-au vizitat astăzi. Mulțumim domnului primar al Slănicului Moldovei, care ne-a sprijinit cu sonorizarea și îl avem și pe dumnealui în mijlocul nostru. Și nu în ultimul rând, mulțumim tinerilor, copiilor, părinților și a tuturor celor care au fost alături de noi și sunt alături de noi. Să știți că suntem o comunitate mică. N-am prea sfințit de părinte, dar întotdeauna vibrăm când este vorba de învățătura de credință a noastră ortodoxă, când este vorba de misiunea bisericii noastre ortodoxe și chiar în momentul în care am primit avizul în al prea sfinției voastre de a fi în mijlocul nostru, să știți că toate celelalte zile s-au transformat într-o sărbătoare și chiar ceea ce am pregătit reflectă ceea ce este de fapt în sufletul nostru și în inima noastră pentru în al prea sfinția voastră, pentru părintele protopop, pentru ceilalți părinți și diaconi, pe care astăzi cu multă bucurie vă avem în mijlocul nostru. Ce drept, după frumusețea momentului, ne-am dorit să facem în fiecare zi câte o sfințire. Ne simțim bine alături de înalt preasfinția voastră, de părinți, și chiar ne-am dorit să vă avem în mijlocul nostru în fiecare zi. Să ne sfințiți, dacă nu, biserica care am construit-o, bisericile pe care le mai avem de ridicate în inimile și în sufletele credincioșilor noștri, dați din dragoste de înalt preasfinția voastră spre păstorire. Să știți că ne-am dorit să vă avem în mijlocul nostru cu fiecare sfântă liturghie, cu fiecare slujbă de vecernie, cu fiecare botez pe care îl facem sau cununie, cu fiecare moment al vieții noastre creștine pe care o derulăm așa în Duhul și după învățătura sfântă a bisericii. Sărutăm mâna înalt preasfințite părinte, și ne dorim să rămâneți cu noi, să facem trei colibe, una în altă a Sfinției voastre, una a părinților slujitori și una nouă celorlalți, de a mai rămâne aici împreună cu în altă a Sfinției voastre și de a rămâne în mijlocul nostru. Îmbrățișându-l pe părintele, considerați că v-am îmbrățișat pe fiecare dintre frățiile voastre, sărutându-vă sufletele nobile și receptive la ceea ce se face biserica. Ca încheiere, pentru faptul că este duminica închinată Sfintei Cruci după înălțarea Sfintei Cruci, urmarea Sfintei Cruci este perpetuă în diferite moduri și Părintele Protopop ne va mai arăta, sau Părintele Diacon, cum se mai urmează Sfânta Cruce, urmând, ascultând niște stihuri, altele decât pe cele care le-ați ascultat după Sfânta Evanghelie. Urmarea lui Hristos. Când păstrezi dreapta credință și ai chipul luminos, este semnul că porți crucea și îl urmezi pe Hristos.
Când descoperi chipul veșnic chiar și în omul păcătos, înseamnă că ai iubire și te asemeni cu Hristos. Când smeriți, te porți în lume și trăiești cuvincios, mergi pe calea mântuirii imitându-L pe Hristos. Dacă în suflet ai iubire și vorbești mereu frumos, viața ta e liturghie și duci crucea lui Hristos. Când virtutea și credința le împletești armonios, îți iluminezi ființa mulțumindu-i lui Hristos. Atunci când vreo suferință te face neputincios, nu te întrista prea tare, că suferă și Hristos. Dacă știi că stragi sorgintea dintr-un neam religios, apără dreapta credință și dă slavă lui Hristos. Când în lume se revarsă duhul rău și tenebros, roagă-te din cer să vină pacea sfântă a lui Hristos. În inima milostivă și în suflet evlavios, candela se va aprinde din lumina lui Hristos. Dacă nu vei fi ca pruncul inocent, misterios, nu vei avea părtășie niciodată cu Hristos. Dacă ierți fără tăgadă pe semenul ticălos, vei dobândi pace în suflet și iertare lui Hristos. De te căiești de păcate și speli sufletul slinos, te împărtășești cu iubire din potirul lui Hristos. Știind că darul vieții este cel mai prețios, îngrijește-l cu credința, lăudându-l pe Hristos. Când citești Sfânta Scriptură și o împlinești sârguincios, Duhul Sfânt te luminează și ești frate cu Hristos. De porți crucea cu răbdare pe pământul nemilos, vei vedea cu siguranță învierea lui Hristos. Dacă vom avea credință și vom fi evlavioși, vom fi prin participare, după har, și noi, Hristoși. Aparține aceste versuri în al preasfinției sale. Mulțumim. În al preasfințitului părintelui nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dă-i, Doamne, viață lungă în pace cu sănătate, bună sporire în propovăduirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și în conducerea poporului celui binecredincios pe calea mântuirii, și le păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Prestăpânul și arhiepiscopul nostru, Doamne, îl păzește! Doamne, îl păzește! Pentru toată dragostea frăților voastre, pentru participare, pentru frumosul decor care l-ați creat astăzi în jurul acestei biserici. Vă mulțumim pentru faptul că, în calitatea de credincioși ai noștri, răspundeți la toate nevoile care le are biserica. Și așa spunea Părintele Protopop, datorită vouă și datorită atașamentului pe care îl aveți față de sfânta noastră tradiție, față de Sfânta noastră Ortodoxie, față de credința în Hristos, iată că primim darul de la Dumnezeu și noi, în calitate de persoane conștiente, oferim celor care au nevoie de sprijinul nostru, păstrăm comuniunea de iubire milostivă. De aceea s-a putut face acest program important, care îl avem la începutul anului școlar și care s-a derulat până în 15 septembrie și cel mai frumos, o spun din nou, a fost aici la Moinești și Părintele Protopop a fost organizatorul acelui tradițional de acum pelerinaj care a început cu mâna Sfântului anul acesta, cu mâna binecuvântată a Sfântului Nicolae și parcă mâna lui străjuiește și acum tot ținutul acesta binecuvântat de Dumnezeu. Vă mulțumim și vă sărutăm sufletele, dorindu-vă multă sănătate, bună sporire pentru toate, pace și liniște, să trăiți cu toți într-un mult și fericit an. Mulți ani trăiască tuturor! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile să
bine și mântuire la mulți ani să trăiți. Să fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți. La mulți ani, iubiți credincioși, în cele ce urmează, avem aici un grup folcloric, tradițional al comunei Aseu și vă invit ca să le ascultați și să le aplaudăm cu toții. Da? Păcii în tine ai primit. Bucură-te, slava cerului, de minte necuprinsă. Bucură-te, mană cerească, ce-ntărești inima în credință. Bucură-te, stea care aduce a harului strălucire. Bucură-te, izvorul apei vii în nemurire. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, între femei binecuvântată. Bucură-te că ai născut pe Domnul, Fecioară prea curată. Bucură-te, împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputințele noastre.
salută domnul primar cu respect.